Salutare, prieteni, ce faceți? Numele meu este George și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un videoclip acasă, un antrenament pentru brațe. Antrenament pentru brațe care pe acest canal, pe canalul meu, este cel mai popularizat. Adică cam toată lumea vrea să aibă brațe mari și puternice. Avem pe canal antrenament pentru brațe acasă cu greutăți. Avem și fără greutăți, fără niciun fel de echipament. Astăzi ne vom folosi doar de două benzi elastice. Și vom face un antrenament și pentru biceps și pentru triceps, doar cu aceste benzi elastice, fără nimic altceva. O să începem întâi cu tricepsul. După cum bine știm, tricepsul are trei capete, anume capătul lung, care este aici în partea interioară a brațului, capătul lateral, care se află în lateralul brațului, bineînțeles, în exterior, și capătul scurt, care se află aici, cam între cele două. Da? Este o porțiune foarte mică, dar trebuie să lucrăm și pe acesta. Și azi vom face câte un exercițiu pentru fiecare capăt al tricepsului. Și pentru biceps, bineînțeles, că bicepsul are două capete, doar că la biceps capetele vin ceva de gen. Acesta este capătul lung, care se află pe interior, și capătul scurt, care se află pe exterior, exteriorul brațului. Și la braț mai avem și brachialisul, care se află între triceps și biceps. Este acest mușchi pe care îl lucrăm doar când facem flexii cu palma neutră, cu palma orientată una spre cealaltă. Și vom face și la biceps câte un exercițiu pentru fiecare capăt, adică capătul lung, capătul scurt și brachialis, și la triceps cele trei capete. Deci vom avea în total 3 exerciții pentru triceps, 3 exerciții pentru biceps, lucrând fiecare capăt și ajutându-ne doar de benzile elastice, ceea ce este foarte tare. Să incorporezi exerciții cu benzile elastice în antrenamentul tău, îți garantez că vor fi exerciții foarte bune, vei simți o contracție foarte mare și bineînțeles că aceste exerciții pot fi făcute și de bărbați și de femei, mai ales că atunci când lucrăm cu benzile elastice, femeile iubesc exercițiile cu benzile elastice și le recomand să le încercați, fetelor, și să-mi spuneți în comentarii cum se pare. Înainte să începem, să nu uitați să dați un like la acest video și subscribe. Haideți să începem la antrenamentul. Bum! Bun, prieteni, și v-am spus să începem cu primul exercițiu. Aceasta este banda care are o rezistență mai mare față de cea albastră. Și vom face primul exercițiu cu această bandă. Tot ce am nevoie este nevoie de ceva de care să agățăm banda elastică, pentru că la fiecare exercițiu o să avem nevoie să agățăm banda elastică de ceva, pentru că trebuie o rezistență. Vom pune aici de gard, ne vom da în spate și vom apuca banda elastică de capătul de aici. Ca și cum am face la scripete cu bara. Toată aici vom face doar cu bandele astea. Sper că se vede. Adică mâna înapoi, cât să avem o rezistență destul de mare în bandele elastică, dar nu foarte mare, ca să putem face extensia până la capăt. Vom ține spatele drept, bazinul înapoi și vom avea între trunchi și membrele inferioare un unghi destul de mare, ca să nu ne lovim cu bandele astea aici. Da, ca să putem să facem extensia până în punctul ei maxim. Și de aici, bum. Respirăm la fiecare repetare. Vom face 10 repetări. Îndoim mai mult de 90 de grade până aici și în timp. Bineînțeles că rezistența benzii depinde de fiecare, de ce bandă aveți, de ce bandă vreți să vă cumpărați. Asta este o bandă de nivel mediu, cele de nivel foarte mare, adică cu rezistență foarte mare, nu le recomand pentru că nu prea ai ce să faci cu ele. N-ai cum să lucrezi nici brațe, nici nu te ajută cu nimic. Deci rezistență light, adică mică, sau medie, cea mai mare pe care nu o recomand. Cele de rezistență foarte mare nu aveți ce face cu ele. Și o să vedeți și aceea este light, cea albastră, o să facem exerciții și cu ea. Bun, acesta a fost primul exercițiu. Trecem la al doilea exercițiu. Bun, acum ce-am dat doilea exercițiu pentru triceps. Am lucrat capătul lung, da, pe interior, când am făcut cu palma orientată în jos, adică cu priza în coronație. Vom face exerciții cu priza neutră, palmele orientate una spre cealaltă. Deci vom folosi această bandă elastică care este mai light, rezistență mai mică.
bazinul la fel în spate, spatele drept, de aici. Facem extensia tricepsului. Lucrăm controlat, respirăm și contractăm mușchiul. Poate și aici 10 repetări. A câte 3 sunt. Bun, acesta a fost cel al doilea exercițiu în care am lucrat cu mai mult accent pe capătul lateral al tricepsului. Acum ultimul exercițiu va fi pentru capătul scurt al tricepsului. Bun, și ultimul exercițiu pentru triceps, pentru capătul scurt al tricepsului. Am ales să spun așa, pentru că oricum la orice extensie a tricepsului își lucrează toate cele trei capete. Doar că schimbăm poziția palmelor, cât mai mult accent pe fiecare capăt în parte. Să ne folosim tot din banda elastică cu rezistență mai mică. O vom întoarce ceva de genul ca să facem cu palmele toate în sus, pe zonă supinație. Da? Ne asigurăm că avem aici banda cu rezistență mai bine în loc. Le dăm în spate. Așa, dăm în spate ca să avem rezistență. Poziția este aceeași ca la primul exercițiu. De aici, o fel. Extensi. Nu este mare filozofie cu tricepsul, doar să știi pozițiile din care poți să lucra și cum lucrează fiecare capăt în parte. Să lucrăm corect, controlat, să respirăm, să avem muscle connection, schimbul scurt pe care lucrăm, să ne concentrăm asupra lui. Bun. De aici vom face la fel 3 serii, 10 repetări. Sau la fiecare exercițiu vom face 3 serii, 10 repetări. Trecem acum la biceps. Am ajuns acum la biceps. Vom folosi acum banda cealaltă. Vedeți cum cu două benzi ne putem face un antrenament foarte șmecher, schimbând benzile elastice între ele, schimbând exercițiile între ele. Da? Las când facă, mă vedeți, că trebuie să mă dau mult în spate. Schimbând mult în spate, trebuie să mă dau. Punem la fel banda elastică să fie cam la nivelul privirii. Noi să ridicăm brațul cam aici, la nivelul privirii. Brațele vor fi împinse înainte, față, da? Patele drept, plecăm puțin de închid și de aici plecăm brațele. Bun, 10 repetări. Și aici, pentru că am lucrat cu brațele înainte, adică în față trupului, am pus mai mult accent pe capătul scurt al bicepsului, care se află în exterior. Acest. Acum, vom face pentru capătul lung și vom face cu bandă elastică să fie brațul în spate aici. Vedem drumul. Bun, trecem acum acela al doilea exercițiu. Făcut pentru capătul scurt, acum o face pentru capătul lung, bicepsului. Și cum am spus, o să facem cu brațul în spatele trunchiului. Și să legăm asta, mai important să legăm de aici. Și așa cred că o să ținem. Da? Brațul aici în spate. Împins, ne dăm mai în spate. Da, cotul rămâne blocat acolo, nemișcat. Și doar din flexia cotului lucrăm. Respirăm. Mă face 10 repetări pe dreptul, 10 repetări pe brațul stâng. Bun. Banda elastică poate să fie la acest nivel sau o putem lega de jos, n-are importanță.
dar nu sus. Deci ori la nivelul, la același nivel cu brațul, la aici, ori o putem lega de jos. Bun, trecem la ultimul exercițiu. Bun, și acum ultimul exercițiu. Am făcut și pentru capătul lung și pentru capătul scurt. Acum mai ne-a rămas brachialisul. Vom face cu bandă elastică care are o rezistență mai mare. Aceasta. Vom pica bandă elastică mai de jos ca să avem o rezistență mai mare. Ne ridicăm, ne în spatele drept, pieptul înainte și de aici, ca și cum face ciocane. Deci este extraordinar să lucrezi cu bandă elastică. Op, 7, 8, 9, 10. Bun, acesta a fost și ultimul exercițiu. Dacă nu ai o bandă elastică acasă și vrei să faci antrenament de acasă, te încurajez să-ți cumperi bandă elastică. Poți începe cu una, deocamdată, cu cea de rezistență mai mică, adică cea albastră, sau te duci la Decathlon sau la Intersport sau de unde îți cumperi tu și vezi acolo, poți să-ți arate care e cu rezistență mai mare, care e cu rezistență mai mică. Deci te încurajez să, dacă lucrezi acasă, să-ți iei o bandă elastică, să vezi cum antrenamentele tale se vor schimba total. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, recomand exercițiile cu bandă elastică acasă și v-am mai spus că antrenamentele mele sunt pentru toată lumea. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, copil, indiferent de vârstă, aproximativ, mai ales exercițiile cu propria greutate sau cele pe care le facem acasă, nu pun în pericol niciun fel integritatea corporală. Deci, nu-ți rămâne decât să ai motivația necesară să începi antrenamentele. O poți întreba pe mine pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe YouTube, jos în comentarii. Aștept comentariile voastre, îmi spuneți cum vi se par antrenamentele mele. Dacă aveți întrebări, mă puteți contacta și în privat. O să vă răspund la cea mai mare plăcere pentru că răspund la toată lumea. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, să distribui și să te abonezi la canalul meu pentru că încerc să postez săptămânal, duminica, câte un video clip pentru voi. Și să bifezi și clopoțelul acela pentru a primi notificări, să fii la curent vreodată când postezi ceva. Până data viitoare, numai bine! Pa! That's how I know that I'm unstoppable.